Timp de trei zile, pe 28, 29 și 30 septembrie, în Dobrești, județul Ilfov, a avut loc ediția 2012-2013 a Cupei României la basket masculin, având la start 12 echipe, printre care și echipa giurgiuveană CSS. Astfel, în meciul dintre CSM București și CSS Giurgiu, scorul a fost 73-78. A urmat apoi partidele dintre CSS Giurgiu și UMO Bitelco, încheiată cu scorul de 72-66, și CSS Giurgiu Dinamo București 86-70. Prin urmare, primul tur al Cupei României a însemnat 3 victorii pentru basketbaliștii giurgiuveni, victorii datorate și prezenței galeriei de susținători de la Giurgiu, care a încurajat echipa încă din timpul deplasării către Dobrești. CSS Giurgiu se pregătește acum pentru startul sezonului competițional din cadrul campionatului național la basket Divizia A.